Au promis că vor repara drumul, dar nu s-au ținut de cuvânt. Locuitorii de pe strada Conev 13 din Bălți se plâng că intrarea în curtea blocului se află într-o stare deplorabilă, iar de vină ar fi autoritățile publice locale care i-au hrănit doar cu promisiuni. Locuitorii susțin că acum 4 ani, când s-a renovat strada principală, curtea casei lor a fost transformată într-un punct de trecere a autovehicolelor de mare tonaj, ceea ce a și dus la distrugerea străzii. Când s-a reparat drumul ăsta cu Coneva aici în vale, ni s-a spus, aici la noi a fost deschis drumul, adică tot circulația a mers pe la noi prin ogradă. Și a spus, când ați termine acolo drumul, a să se repare aici la noi. Nu s-a reparat, s-a trimis, eu nu pot să zic câți sori nu mai țin minte, dar mulți. S-a trimis, nu a mai venit nimeni. Strada ne-a stricat-o complet. Noi suntem bucuroși că ne-a făcut strada Conev foarte bine, dar toate mașinile pline cu petriș, cu nu știu cum să mai spun, toate erau pe la noi prin ogradă. Și încolo și înapoi și încolo, că nu era drumul. Acum a stricat strada asta, o închis tot, pe dinși noi. Nu-i le pasă de nimic. Aici a fost cel mai mare trafic când s-a construit. Când au făcut drumul, au tăiat pe foarte mare tam-tam. Aici nimic. Au stricat, au lăsat tot așa. Drumul din curte a devenit impracticabil. Copiii nu se pot plimba în siguranță, mai ales că și maidaneziile dau bătăi de cap locatarilor. На велосипеде детям нельзя проехать, на самокате нельзя, у нас инвалиды в домах живут, на колясках тоже нельзя, только машины и то. Вот так вот едем, как на коруце в селе. Все делаем за свои деньги. ЖЭК ничего, платежки платим, ЖЭК ничем не помогает, не начиная уборки подъездов раз в неделю и заканчивая такие более-менее косметическими ремонтами. Все ремонты, которые делаются, все краны текут, все ремонты, которые делаются на нашей территории, это делается благодаря нашим жителям. Nu poate intra salvarea, nu poate intra mașina de gunoi. Am fost de sărbătorile de iarnă, ne-au spus că veniți în aprilie. Ne-am dus în aprilie, o spuneți veniți în mai, ne-am dus în mai, au spus că veniți în august. Am venit în august, dar noi nu avem. Căutați-ne lucrători și noi o să facem. Soții Gusarica au revenit recent de peste hotare și au rămas șocați de cum arată strada lor și cât de indiferente pot fi autoritățile. Am venit de peste hotare și ne-am speriat cei la noi, cei la noi în orașul nostru Bălți. E foarte stricat drumul, aici la copii tot, ne-au promis, au spus din vecini, am auzit că ne-au promis că o să facă și pentru copii, o să toarne ca copiii să fie bădrept, să nu se pălească, n-au făcut nimic. Tatăl meu la Sângerei este făcut foarte frumos și drumul și urnele s-au pus aparte, s-au acoperit când plouă. Cu reparația în padiezd, fix aceeași problemă a fost. Ne-am dus la JEC. Și le-am spus că să vii să fac reparații. Eu sunt codat la 4 ani de zile, vin și fac reparații. Ok, noi, zic, noi vrem să punem teracot pe pereți, pe podeal, pe asta. Zic, noi cumpărăm locatari, tăți de acord, care sunt de acord azi an, strângem bani și cumpărăm materialele de construcție și dați-ne măcar forța de muncă din partea noastră. N-avem oameni, dacă îmi găsești oameni, noi vedem. Adică cum, să găsesc eu oameni, să-i aduc acolo și de acolo să-i aduc înapoi, ia că noi am găsit, am strâns bani. Jurnaliștii Nord News au încercat să obțină un comentariu de la administrația întreprinderii municipale Gospodăria Locativ Comunală. Aceștia au cerut să venim cu o solicitare în scris, însoțită de cererile locatarilor. Și cei de la Direcția Reparației și Construcției Drumuri Bălți au menționat că efectuează lucrări după un grafic al primăriei. Nici reprezentanții primăriei de Bălți nu ne-au oferit un comentariu. În schimb, ne-au declarat că vor trimite o echipă de specialiști la fața locului pentru a discuta cu locatarii, iar pe 21 august vor veni și cu o reacție.